Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Îl am alături de mine pe Mihai Stănescu, prietenul și partenerul nostru în multe proiecte și una dintre cele mai interesante și cele mai noi proiecte este networking online și offline și cum putem maximiza beneficiile acestui important instrument pe care orice om de afaceri și mai ales antreprenor sau manager ar trebui să-l aibă în sistemul său de competențe și abilități. Preocuparea este comună și aș vrea să-l invit și pe Mihai să spună de ce este important astăzi networking-ul pentru oamenii de afaceri. Mulțumesc, Laszlo, vă salut! Networking-ul a devenit în epoca business-ului social poate cel mai important mod în care oamenii fac business. Atât online cât și offline. Oamenii încearcă pe toată planeta să se conecteze și să-și aducă aportul la business prin valoarea pe care o pot adăuga. Astfel, ne-am decis să facem acest eveniment în care să antrenăm oamenii în folosirea networking-ului online și offline, prin LinkedIn și prin pur și simplu strângerea directă de mână, ca să creștem și în România capabilitatea oamenilor de afaceri, a antreprenorilor, de a crea valoare și a face profit. Așa este și noi Business Days suntem preocupați încă de la începutul proiectului nostru de a construi în jurul ideii de business networking, de a crea platforme de oportunități diverse oamenilor de afaceri și întotdeauna am fost preocupați de a aduce din zona online către întâlnirile face-to-face pentru că totuși în afaceri nu poți să faci totul virtual. Mai ales când e vorba de afaceri mari sau de parteneriate, este foarte importantă și chimia pe care o ai cu persoana cu care urmează să semnezi un contract foarte mare sau să te asociezi sau să faci o tranzacție importantă. Evenimentul practic face o combinație, credem noi, eficientă și fericită între ce înseamnă folosirea poate cel mai important instrument în networking-ul de business, networking. Business, e vorba de LinkedIn și în același timp la finalul fiecarei ediții de evenimentul vom avea chiar și o componentă de business networking în care practic vom încerca să învățăm pe participanți ce înseamnă două lucruri esențiale. Uh-huh. Primul este cum să-și facă un elevator pitch sau cum să-și concentreze informația esențială și relevantă pentru partenerii de discuție într-un minut. Noi, în general, recomandăm pe cei care abordează acest segment să se focuseze pe maxim 4 informații esențiale, uh-huh, relevante pentru cel care stă în fața lui. Al doilea lucru pe care îl pot învăța la aceste sesiuni de business networking este modul în care să-ți selectezi oportunitățile, pentru că este aproape inimaginabil scenariul în care poți să te conectezi cu 100 de oameni într-un interval de 2 ore și atunci trebuie să-ți maximizezi acel interval pe care le ai dispoziție pentru networking, să te focusezi pe cei oameni care sunt chiar într-adevăr utili sau relevanți pentru business-ul sau pentru obiectivele tale personale. Întorcându-ne un pic, înainte de această sesiune de business networking live, vom explora împreună puterea acestei rețele sociale, LinkedIn, care, repet, este dedicată oamenilor de afaceri și business-ului și vom găsi o foarte, foarte, foarte mare posibilitate de expunere a produselor sau serviciilor participanților la o piață pe care LinkedIn o consideră emergentă, piața din Europa de Est, nu numai România. Și mai mult decât atât, unul dintre principalele beneficii la care împreună ne-am gândit în acest eveniment este să îi învățăm pe oameni să facă afaceri împreună, conectându-se cu oameni care au aceleași interese și aceleași valori. Deci vă invităm cu cel mai mare drag și cu cea mai mare deschidere la un eveniment care va explora practic cum să faci business între companii cu valoare și cu profit adăugat. Evenimentul, prima ediție, va avea loc în 30 mai în București. Stați aproape de noi, veți afla informații în curând pe blogul businessdays.ro și, bineînțeles, pe blogul lui Mihai Stănescu. mihaistănescu.ro.